presa liberă trecere cu Loredana Bălan la TV Sat. Bună seara, bine v-am regăsit, dragi telespectatori. În minutele următoare vă invit să aflăm noutăți din comuna Valea Râmnicului. L-avem invitat pe domnul Marian Galbenu, primarul comunei Valea Râmnicului, iar domnia sa ne va vorbi despre absolut toate investițiile care vor urma să se deruleze în această localitate, dar vom vedea noi și care au fost cele mai semnificative proiecte care s-au derulat până în prezent. Bună seara și bine ați revenit la noi, domnule primar. Bună seara, bine v-am regăsit. Salut cu această ocazie toți cetățenii din comuna Valea Râmnicului și nu numai, și toți vecinii noștri din comunei Valea Râmnicului, care cunosc foarte bine ce se întâmplă în Valea Râmnicului. Ce să vă spun, am început un an 2024, să zicem noi, cu speranțe. Avem un buget, anunț publicul că l-am votat pe 5 februarie, urmează ca în cel mult 5, 6, 10 zile să-l introducem, să fie aprobat de către ANAF. Și după aceea va fi funcțional. Până cum se știe, în buget avem prinse toate investițiile, toate este împărțit în două, bugetul de dezvoltare și bugetul de funcționare. Bugetul pentru anul 2024 este un buget foarte bun. Avem 300 de miliarde de lei, vă dați seama că sunt bani foarte mulți, pe care îi dirijăm spre anumite investiții. O să discutăm noi despre cele mai importante capitole, dar înainte de toate, domnule primar, când considerați că o să circulăm pe podul care se realizează între Valea Râmnicului și Râmnicul Sărat? Ieri am fost acolo și am filmat. Da, zic un of pentru că este oful nostru al comunei Valea Râmnicului de a desființa acea punte care ne crea probleme, puntea suspinelor. În sfârșit, după atâția ani de zile, avem și girul vecinilor noștri, prietenilor noștri de la Râmnicul Sărat, prin prezența domnului Cârjan, primarul, care au fost de acord în sfârșit, după atâția ani de zile, să facem acest pod. Pentru că știți că un capăt de pod trebuie să fie neapărat pe malul Râmnicului Sărat. Și aveați nevoie de și de o aprobare de aici, din partea Consiliului Local Municipal. Fără aprobarea dânșilor, chiar nu, acest pod nu era funcțional. Pentru că, să știți că toată acțiunea noastră a plecat din 2016, nu este prima dată. Am încercat în 2016, nu s-a vrut. În 2020, cu insistențe, am reușit și uite, acum podul a devenit... Deja putem să ne lăudăm că în proporție de 25-30% este gata. Avem podul, ca să vă spun în mare, acest pod va fi de pod de trafic ușor, nu va fi un pod de trafic greu, deci nu să avem o problemă cu locuitorii din jur care își creează de acum, își fac probleme că va fi trafic. Va fi tonajul maxim de 3,5 tone. Noi l-am gândit în primul rând pentru pieton și în al doilea rând pentru mașinile autoturisme și de ce nu de dube până la 3,5 tone. Ne referim prima dată la smurd, la ambulanță, la astea care sunt de maximă folosință pentru populație și dacă sunt înțelegători și dubele pentru cei care merg la piață, să zicem. Nu vor circula mașini mai mari de 3,5 tone. Viteza nu va fi mare. Vom avea grijă ca strada din partea de la comuna noastră, Valea Râmnicului, strada Lalelor se cheamă, va fi o stradă reamenajată, va fi, bineînțeles, cu asfaltul mult mai gros. Nu-și facă griji oamenii. Important este că dacă ne ajută Dumnezeu, și cred că ne ajută, că am văzut că ne-a ajutat până acum și de acum încolo să ne ajute, e vorba de vreme. Vremea ne-a ajutat. Mulțumesc cu această cale constructorului că a lucrat în perioada de frig, de iarnă, și putem spune că acum, din cei 8 piloni, 8 picioare, deja 5 sunt betonate, mai sunt 3 și
zicem noi că în două săptămâni de zile sunt și astealalte betonate și urmează, avem promisiunea din partea constructorului ca spre toamnă să deja să venim cu platforma. Care este termenul de finalizare? Termenul de finalizare este acum, și normal. Acum plus minus, da. Da, termenul de finalizare conform unui contract corect este de 2 ani de zile. Deci dacă l-am început în 2023, să zicem, el va fi 2025, dar cu speranța că la 2024 spre toamnă, să târzie, să se circule. Că podul poate fi gata mai repede, dar știți cum este, să fac probe, să fac tot felul de aranjamente, finisări. Și așa că partea aceasta de circulație a oamenilor spre prietenii noștri de la Valea, de la Râmnicu Sărat și invers, o vom realiza. Deci o așteptare de ani de zile pentru că acea punte reprezenta un risc major. Nu se mai putea circula pe punte, puntea deja devenise un pericol, era un pericol public, chiar dacă îl mai, din când în când, îl mai rearanjam, mai reabilitam, tot avea soarta aceasta de a fi desfințată, dar cu ocazia asta i-am și găsit nașul, adică podul. Domnule Galbenu, sunteți primarul unei comune foarte frumoase, v-am mai spus acest Mulțumim. Lucru, dar putem admite că acest proiect de realizare a podului peste râul Râmnicu Sărat este cel mai important proiect din mandatele dumneavoastră? Nu, ăsta este unul dintre ele. S-ar putea să credem că este cel mai important, dar nu. Cel mai important pentru mine ca suflet este înființarea rețelei de gaze în comuna Valea Râmnicului. Nu știu câte primării din jurul Râmnicului Sărat se pot lăuda cu acest proiect, dar este un proiect de suflet. Gândiți-vă, 30 de kilometri de conductă realizată în 4-5 ani de zile și vreau să le spun cetățenilor cu mulțumirile de rigoare că toată această investiție este făcută din banii proprii, din bugetul local. N-am putut beneficia la momentul respectiv de finanțări din altă parte, pentru că nu se putea. Și asta este. Am avut grijă, am strâns banii chibzuit din bugetul local și am realizat acest... Mai avem de realizat doar 200 de metri de conductă, dar asta e o problemă pe care trebuie să o știe cetățeni. La calea București, la drumul european, se introduc gaze foarte greu, pentru că, cum să vă spun eu, avizul de la drumurile europene sunt foarte, foarte greu. Atât mai avem și restul. Și în rest acoperiți în totalitate toată comuna. Dacă am uitat vreun căpătâi, nici o problemă se poate realiza foarte, foarte ușor. Noi avem și un beneficiu, dar și un ghinion, că aparținem, suntem în zona de concesiune a și tot ce se întâmplă în comuna Valea Râmnicului este la dispoziția deci noi nu putem face decât. Vă rog să nu mai menționăm numele societății, furnizorul de gaze. Bun, am crezut că toată lumea știe. Da, așa este. Noi trebuie să respectăm întru totul ce zice operatorul, distribuitorul, și să respectăm legile gazelor. Legea gazelor este tabu. Domnule primar, atunci să vedem după finalizarea acestui pod sau între timp, odată cu finalizarea, care sunt și celelalte investiții care vor derula în viitorul apropiat în comuna Valea Râmnicului. Sunt multe. Tot mai aveți de acoperit? Am zis că ne mai liniștim un pic, mai ales că anul acesta știți foarte bine că este un an electoral, mai tragem și noi un pic de aer în tot. Haideți să nu ne amintim acest lucru acum. Da. Nu, mai gata. Și avem de făcut, să o luăm așa pe bucățele. Avem întâi școlile. Avem bani investiți în școli. Avem un proiect care deja este în derulare. Au venit primul trailer, fiind primul vagon cu echipamente, școala, dotarea școlii. Prin PNRR sau? Prin PNRR, un proiect de 7 miliarde de lei. Schimbăm în școală tot ce înseamnă la școli.
tot ce înseamnă echipamente, tot ce înseamnă calculatoare, table inteligente, să scrie doamnele profesor și vor scrie cu degetul, le-am spus să-și taie unghiile, asta fac ca o glumă, așa, bine, vom găsi și alte soluții de a scrie pe tablă. Ce să vă mai spun? Laboratorul de informatică se schimbă total cu scaune, cu mese, cu calculatoarele moderne și vom schimba tot mobilierul. Tot mobilierul va fi după alte standarde. Sunt, abia aștept, am promis că în vacanța care va urma acum de iarnă, ca să nu deranjăm copii, vom aranja clasele și vor primi clasele altfel după... Deci imediat, da? Da. Deja au venit amenajarea. Au venit echipamentele, sunt pe drum doar mobilierul. Dar nicio problemă, l-am votat cum să arate, o să fie frumos. Bun, alt proiect care este în derulare, tot pentru școală, este creșterea eficienței energetice la școli. Școlile, așa cum sunt ele văzute din afară, arată bine, nu? E făcut expertiza și am constatat că... Pierdere de energie, cât cuprinde. Și atunci, panouri fotovoltaice, îmbrăcăm toate școlile, vom schimba în interior tot ce înseamnă ferestre, vom schimba uși, vom schimba jos pardoseala, tavanul, iluminatul va fi doar LED, deci nu mai va fi alt fel de iluminat și multe, multe alte. Deci ar fi trebuit acest proiect să fie întâia dată, după aceea dotarea, dar știți cum este, banii nu vin când vrem noi, banii vin când sunt ei planificați. Am câștigat proiectul, nicio problemă, am vorbit cu doamna director, stabilim un program, când o fi să fie cu să umblăm la școli, schimbăm copiii dintr-o parte și într-un termen scurt realizăm tot ce ne-am propus. Avem pentru primării, avem pentru un utilaj pentru situații de urgență, un UTV, nu știu dacă oamenii știu, arată ca un tractoraș mititel cu dotare pentru situații de urgență, cu un bazin mic pentru spumă, să stingem incendiu când este la început. Oamenii vin pompierii și ne ajută. Asta e unul dintre proiecte. Și al doilea proiect, care aici am emoții, dar este să fie realizabil și funcțional, e vorba de dotarea primăriei cu tot felul de echipamente digitale. Zic că am emoții pentru că să vedem câți oameni din exterior îl vor folosi. Că e vorba de... Avem infochioșcuri. Taxele, deci, și impozitele locale. Da, taxele și impozitele locale să fie plătite online, să fie plătite digital, să fie... Adică și credeți scurtim. Că nu vor fi doritori? Se vor obișnui, se vor învăța? Eu sper că cei tineri se vor angrena în acest sistem al nostru, dar și ceilalți în vârstă vor înțelege. Vor avea un nepot, vor avea pe cel mai tânăr în casă și vor folosi. Avem foarte multe de povestit în chestia asta. Sperăm că va fi bine. Vom avea de prezentare pe la toate satele, să... ce mai facem noi, adică să le prezentăm așa, cum nu folosim doar... Este o formă de prezentare, dar nu neapărat ce ne trebuie nou. Ce să vă mai spun eu? Avem un proiect, dar asta e legat de partea de canalizare. Știți, acum câteva zile, nu știu dacă ați dat la televizor, cred că ați dat, s-a semnat contractul acela de la compania de apă legată de schimbarea conductelor de apă și vorba de canalizare. Un proiect așteptat de multă vreme, am văzut și domnul Crăjan că era bucuros într-un fel, eu nu prea bucuros pentru că știți de ce? Am primit vestea că, într-adevăr,
vom începe lucrările, dar termenul de realizare 5 ani de zile. Adică deci de acum încolo, încă 5 ani de zile să așteptăm, pentru că este un proiect foarte, foarte mare. Suntem conectați la acest proiect, suntem 4 localități sau 5. Suntem noi, Grebănu, Topiceniu și Râmnicu Sărat. Și e un proiect care suntem legați unii de alții și nu prea e bine. Din 2014 aștept ca acest proiect să fie realizabil, pentru că, paradoxal, cei tineri vor canalizare, cei în vârstă, dar ce-l trebuie mie. Cred că așa se întâmplă în toate localitățile rurale. Da, dar problema este că este o dorință, o să-l realizăm este poate mai repede. Este necesar și va exista probabil și o impunere din partea unei Uniuni Europene, nu? Este o impunere, dar trebuie să fim conștienți că această canalizare ne va ajuta, ne vom deveni și noi oameni civilizați, dar e complicat pentru că oamenii încă n-au veniturile suficiente să-și schimbe tot un casă. Deci vă dați seama să aibă baie, să aibă bucătărie în casă, să aibă canalizare până la poartă. Proiecte în acest sens nu prea sunt ca să ne ajute să plătim noi proiectul până la poartă și așa mai departe. Sperăm să fie realizat cât mai repede, poate nu în 5 ani de zile, poate a fost poate o glumă, poate va crește și nivelul de trai al românului. Poate a fost o scăpare, 5 perioadă. Ani și-o fi zis 5 luni, dar nu, 5 luni este imposibil, n-are cum că așa. Pentru că de acest proiect, să știe lumea, avem 16 km de șanțuri care trebuie betonate. Și nu puteți înainte de acest și asta a fost proiect. Convenția cu compania de apă, le facem în momentul când facem canalizarea. Adică, când se face un kilometru de canalizare, imediat venim noi cu șanțurile. Că dacă le facem de acum, nu știm pe unde va veni canalizarea. S-ar putea să vină prin șanțul care îl facem noi. Așa că rog populația să înțeleagă că acest proiect este aprobat, va fi finanțat, dar din punct de vedere al termenului mai avem puțintică răbdare. Va fi realizat până la urmă acest proiect mare. Pe asfaltări mai are sens să vorbim, domnule primar? La asfaltări ce să mai discutăm? Că am 30 de kilometri am asfaltat toată comuna. Mai sunt de asfaltat niște străduțe. Una este chiar legată de canalizare și am spus, băi, oameni, pe acolo vine conducta principală, este legătura dintre Oreavu și Satul Nou, prin spate, pe acolo, pe la Islaz. Deci trebuie să întâi se gândă conducta și după aceea vă promit eu că o asfaltez în secunda următoare, dar să așteptăm. Oricum nu este un drum de circulație mare, dar face parte din comună și trebuie asfaltat. Așa mai sunt străzi care au fost asfaltate în prima parte a mandatului meu. Și s-au deteriorat? Nu s-au deteriorat. Este acea gândire. Trebuie să aibă două straturi. M-ați înțeles? Trebuie să aibă două straturi cum au și celelalte. Și vor avea și celelalte două straturi, dar întâi acele străzi sunt exact în zona unde va fi canalizare. Și am spus, nu are rost să stricăm când putem face întâi canalizarea, după aceea venim foarte frumușel și am făcut celălalt proiect. Așa avem la Rubla. La Rubla e o problemă legată de dimensiunea străzilor. Străzile la Rubla sunt față de celelalte sate, sunt mai înguste. Oamenii știu asta, că asta e comun, asta e satul, nu l-am proiectat eu, așa l-am găsit. Și atunci, când venim cu canalizarea, nu mai este loc între șanț și gard ca să putem veni cu canalul. Și atunci trebuie neapărat să venim să tăiem din asfalt. Și atunci am zis, haideți să așteptăm un piculeț, să întâi să facem canalizarea, după care facem, o să fie cel mai frumos sat. Vă promit eu că acolo stă și primarul. Dar nu pot să mă grăbesc, că pe urmă vor arunca cu către mine. Domnule primar, vă spuneam că aveți o comună frumos iluminată, dar știu că vreți să veniți și cu alte surprize, nu sunteți în totalitate mulțumiți. Așa este. Deci la iluminatul public am două proiecte prin AFM. Unul deja este realizat,
am schimbat toate LED-urile, deci toate LED-urile care dumneavoastră le vedeți acum prin Comuna Valea Râmnicului, sunt din generația nouă, sunt LED-uri de culoare gălbuie, dacă ați văzut, sunt acea lumină galbenă de caldă, am avut înainte din ăla rece. Era, și-am schimbat, că așa e recomandarea AFM-ului, am schimbat. Urmează să, în perioada următoare, în câteva săptămâni de zile, să facem procedura de telegestiune, adică fiecare lampă este conectată la un soft și noi știm în fiecare moment lampa dacă funcționează, de ce nu funcționează, și prin acest mod de telegestiune diminuăm și intensitatea luminoasă a becurilor. Adică e posibil ca într-o perioadă de mai de vară, mai de când spre noapte să mai diminuăm din intensitate. Și nu să sperie lumea că să ia corect. Nu să ia. Puțină economie. E economie un pic, pentru că noaptea o lăsăm să fie lumină, dar nu așa de puternică. Așa. Mai avem la drumul județean tot la fel AFM-ul. Am schimbăm toate lămpile, încă nu, proiectul este la licitație. Schimbăm toate lămpile care sunt la drumul județean, că el făcea parte din de la, ca administrator era Consiliul Județean, și prin proiectul al doilea am reușit să luăm noi cum ar veni administrarea la lămpi și vom schimba lămpile la drumul județean, tot la fel este ca și celălalt, cu telegestiune și cu schimbarea lămpilor în același format. Avem alt proiect, tot legat de partea asta de curent electric, panouri fotovoltaice. Avem un teren 5 hectare pe care îl mobilăm cu panouri fotovoltaice. În ce zonă, domnule primar? La Oreavu. Lumea știe unde e casa de apă, unde e vechea casă de apă, dacă știți unde vine, spre ieșire, spre Buzău. Acolo avem noi 5 hectare ale primăriei și vor fi panouri fotovoltaice. Și prin asta noi vom reuși să plătim iluminatul public, înțelegeți? Consumul de la primărie, consumul de la căminul cultural, consumul de la școli. Deci instituțiile subordonate primăriei publice, da. Deci practic putem să ne lăudăm că de la anul încolo tot ce înseamnă iluminat public va fi egal cu zero, adică din punct de vedere al costurilor. Și finanțare? Fonduri? Fonduri PNRR. Nu, ne-am băgat tare pe proiecte. Nu. Acum mai sunt în derulare, dar nu putem să le spunem că până nu se urmează pașii. Mai sunt proiecte. Avem realizat la un centru de agrement la Oreabu, dacă l-ați văzut. Am văzut, am văzut. La spre Grebănu, în Coloșa. Au fost solicitări masive din partea publică. În 2023, da? Anul trecut. 2023 l-am realizat, dar mai trebuie îmbunătățit, că mai trebuie făcut o platformă în față, o betonăm, o asfaltăm că, pentru parcare, că vin copiii acolo și cu părinții. Cu ce mai trebuie într-un centru de agrement, un grup sanitar, copăcei, mai știu ce e pe acolo. Adică mai trebuie îmbunătățit. Deci ați vrut în fiecare sat al... În fiecare sat avem parc, da? Să-ți cheamă centru de agrement. Acum avem poporul din satul nou. Satul nou știți care este? Cel care unde când coborăți... La biserica... La biserica domnului preot Dăstaru. Trebuie să le schimb amplasamentul locului de joacă. Nu le convine unde l-am gândit noi și o să-l mutăm ca să fie acolo unde vor ieși. Cu asta am terminat. Acum, în primăvară, până în sărbătorile pascale, sperăm să fie gata. Deci sunteți așa atent la solicitările cetățenilor, nu, da? Da? Degeaba le fac dacă nu sunt folosite. Vă dați seama că trebuie să le facem pentru copii. Și vor fi... Așa, ce să vă spun? Pe partea de cultură, domnule primar, sănătate, cultură, sunt necesare investiții, dispensarul sanitar? Deci dispensarul avem dispensar la Valea Râmnicului. Știți că am avut probleme la un moment dat, vreo
4 ani de zile cu medicul de familie. Până la urmă l-am găsit, pe doamna domnișoara doctor, care este acum. E foarte bine, nu așa cum între timp oamenii s-au dus și au căutat doctor de familie, dar este unde este, acum este foarte bine, e dotat. Dacă mai sunt pretenții, noi suntem prezenți. Au încălzire, au apă, avem un punct sanitar la Valea Râmnicului și unul la Oreav. Și investiții în biserici, centrul cultural? La biserici, vă spun că doar contribuim la biserici, așa se spune, că trebuie, Doamne, să fie răsplătit. Și ne-am gândit că contribuim financiar la investițiile dânșilor. Dânșii vin în fiecare an, vin cu o listă cu preferințe, funcție de ce ne poate rezerva bugetul, noi oferim financiar, oferim... Pentru că și Doamne, ne răsplătește pe noi, nu? Da, eu așa zic. Pentru că e păcat, în primul rând, cetățenii care beneficiază de culte. Una când intră într-o biserică pregătită, cu pictură, cu tot ce vreți, și una când intră într-un locaj de cult care nu oferă nimic. Mai avem singura biserică care ar mai fi să fie acum cu asta, cu pictura, este primăria asta, parohia de la Valea Râmnicului. E scump, într-adevăr, pictura. L-am îndrumat pe părinte să meargă și pe la alte instituții, că asta este. Și sperăm că anul acesta să fie terminată și pictura la Valea Râmnicului. Și cu asta am încheiat cu partea de investiții mari la parohiile din comună. Din punct de vedere al căminului cultural, știți foarte bine că avem un nou. Este același, dar făcut, reabilitat, modernizat, altă înfățișare. În interior este altfel și facem acțiuni de toate felurile. Acum îi anunțăm de acum, ca să fie pregătiți, perioada mărțișorului vom organiza acțiuni la Căminul Cultural. Nu. Și una dintre acțiuni va fi dedicată și seniorilor. Îi sărbătoriți și anul acesta? Îi sărbătorim și anul acesta, că sunt cei de anul trecut care, din motive, știți foarte bine, au fost de legislație, n-am avut voie și atunci haideți să îi sărbătorim anul acesta. Probabil găsim, o să-i anunțăm noi la momentul potrivit. Oricum va fi acum de mărțișor. Domnule primar, vreau să vă spun că suntem la finalul acestei ediții. Deja? Și dacă vreți, da, pentru că au fost foarte multe informații cu care ați venit dumneavoastră pentru locuitori. Și dacă vreți să le transmiteți un mesaj, nu știu, ne gândim la taxe și impozite locale sau sunt bun contribuabili? La taxe și impozite locale, oameni buni, asta e legea. Legea spune clar. În fiecare an trebuie să indexăm taxele și impozitele cu rata inflației. Rata inflației a fost cam mărișoară, 13,8%. N-am avut ce face. Sperăm să scadă. Legislația nu e schimbată. Dacă ar fi schimbat legislația, poate că nici noi nu schimbam. Dar vă rugăm frumos să vă plătiți taxele și impozitele, pentru că prin asta contribuiți și dumneavoastră la dezvoltarea comunei. Toți banii care sunt agonisiți de la dumneavoastră, folosiți pentru dezvoltarea comunei. Nu vă gândiți că plătim din banii dumneavoastră primarul, viceprimarul sau funcționare. Lăsați că astea sunt probleme care toată lumea știe, că din taxe și impozite să plătesc și funcționare. Dar în primul rând sunt partea de dezvoltare a comunii. Dacă ați avut încredere în mine până acum, vă rog frumos să aveți încredere și de acum încolo, pentru că vă voi asculta tot timpul toate păsurile și le voi pune pe hârtie și în limita banilor care sunt, acționăm. Acum să nu creadă cetățenii că transformăm mesajul în unul electoral. Nu electoral.
N-au început alegerile. Alegerile sunt undeva în anul acesta, nu știu când. Nu ne interesează, nu ne ediția aceasta. Nici eu nu știu când vreți să mă realegeți. N-am vrut să facem așa un bilanț și o prezentare a tuturor. Deci, practic, să aveți încredere în primărie, în autoritatea publică locală și orice gândire aveți, orice idee aveți, e bine să ne o transmiteți. Noi o punem în practică. Bine, bineînțeles, dacă acea idee este pentru toată lumea, nu trebuie pentru individ. Dar e păcat. E o comună frumoasă, suntem aproape de oraș. Acum, avem doamna și podul, da? Loredana ne-a aruncat mănușa, vom avea și podul. Și va fi un pod al prieteniei, îl presărăm cu flori, cu ce vreți dumneavoastră, și o să fie o legătură mai rapidă cu Râmnicul Sărat și o să fie frumos. Cine știe că... Dar poate că nu știți, poate nu știu dacă domnul Crizanu v-a zis, începând de anul acesta, funcționează la noi, funcționează zona metropolitană, un consorțiu. Adică zona metropolitană este Râmnicul Sărat și comunele care sunt limitrofe, adică noi, Grebănu, Topliceni, Podgoria, Râmnicelu. Suntem și noi toți vom face o echipă. Și toate proiectele, la un moment dat, toate proiectele la un moment dat vor fi comune. Deci vom gândi toți, ne așezăm la pipa păcii și vom gândi toți la fel să fie în toate comunele aceeași idee de dezvoltare. Nu e bine așa? Totul în binele cetățeanului. De la început, nu știu dacă am fost odată la invitat de domnul Cărășan la ziua Râmnicului și m-a întrebat ce vă doriți. Vrem să facem Râmnicul Mare. Și de la asta mă refer. Râmnicul Mare asta înseamnă, nu neapărat să ne unim, dar prin dezvoltare să fim la fel. Vă mulțumesc, domnule primar, le mulțumim și celor care ne-au urmărit și dacă au nemulțumiri sau propuneri, să vină la primărie. La primărie. Mulțumim, multă sănătate! Nu mulțumim domnului primar Marian Galbenu și dumneavoastră și numai bine, la revedere! Presa Liberă Trecere cu Loredana Bălan la TV Sat.